Rata de infectare cu virusul SARS-CoV-2 continuă să scadă la Drobeta Turnu Severin. La această oră, incidența care se înregistrează este de 11,99 la 1000 de locuitori. Totodată a scăzut și numărul persoanelor care se testează zilnic, dar și al celor internați în spitale. Și în școli situația pare ceva mai detensionată. În ultima săptămână, 40 de elevi au fost confirmați cu COVID-19. Rata de infectare la Drobeta Turnu Severin a ajuns la 11,99 la 1000 de locuitori. În ceea ce privește incidența la nivelul întregului județ, aceasta a scăzut la 7,33. 273 de persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia, 323 de persoane sunt izolate la domiciliu asimptomatice și 96 de persoane sunt internate. În ultimele 24 de ore, județul Mehedinți au fost confirmate COVID-19, 99 de persoane. A fost înregistrat un deces și au fost efectuate 657 teste PCR și antigen rapid. În luna ianuarie, valul al cincilea al pandemiei a făcut ravagii în întreg județul. Școlile au fost lovite în plin, sute de elevi și profesori au fost infectați cu virusul SARS-CoV-2. În ultimele două săptămâni, situația pare să se fi liniștit cât de cât. În tot acest timp, reprezentanții inspectoratului școlar au distribuit masiv teste de salivă și măști în toate școlile județului. Dacă vorbim astăzi de situația epidemiologică de la nivelul unităților de învățământ preuniversitar din județul Mehedinți, ea se prezintă astfel. Avem un număr de 54 de copii confirmați COVID, 24 de cadre didactice și personal care lucrează în învățământ, iar în activitate online avem 7 clase. Au sosit de la Inspectoratul General de Situații de Urgență un număr de 225.000 de teste pentru testarea elevilor. Toate aceste teste au fost împărțite către unitățile școlare din județul Mehedinți. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 657 de teste, dintre acestea 15% au fost pozitive.